Aici Cătălin Carp deschide jocul bine pentru Dejan Sorescu. Dejan Sorescu, atenție, se cere penalti. Dacă există contact, există la nivelul genunchilor. Da, acolo și mai insistentă. Sorescu și este gol! 1-0. Dejan Sorescu. Dejan Sorescu, golul cu numărul 8. Dinamo are avantaj. Cât de aproape, cu atât a fost prelungită partida. Suntem în minutul 90+1. Plamen Iliev boxează, dar atenție, sunt probleme și este penalt. La a doua intervenție decât să-l lovească pe Bogdan Rusu. Vedem imediat Musa Sanok și este gol! 1-1, Musa Sanok. Atacantul Bogdan Rusu este catalogat ca fi fault. Execuția plasată, execuția sigură, care a mai trăit acest scenariu, fiind în avantaj și ulterior egalată, dar aici este gol! Extraordinar! Coșereanu și reluarea cu piciorul stâng.